Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că ultimele focare de pestă porcină africană identificate la nivelul județului Buzău au fost stinse. Cu toate acestea, autoritățile rămân în alertă din pricina focarelor din mediul silvatic. Pestele scâmpine înseamnă în sensul că pestă porcină africană au fost închise ultimele 11 focare, două etape. Cât privește pesta micilor rumegătoare, la nivelul județului nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăviri. Pesta micilor rumegătoare nu avem, la nivel național au fost 67 de focare. Din cele 67 de focare, două sunt latini și încă neînchise, unul la Ilfov și restul la Constanța și Tulcea. Din datele pe care le avem la momentul ăsta, din cele 67 de focare au rămas în jur de 30 de focare, se închid progresiv la momentul care timp o lună. Și la Buzău nu evoluează, deci nu am avut niciun focare de pesta micilor rumegătoare. Ținând cont de cazurile din țară, autoritățile sanitar-veterinare din județ monitorizează în continuare situația.